Bună dimineața și bine ați venit la un nou video pe canal Livboc Lifestyle, episodul 3 din Căsuța de la Munte. Iată că a venit și mașina cu piatră să ne continuăm zidul. Este dimineață, e atât de frumos. Nu vă uitați la fața mea, se întrupă în banane de somn. Și uite așa, astăzi sper să terminăm cu terasamentul. Hai că Cătălin s-a apucat de treabă. Da, băgăm sirestul bolovanilor să continuăm zidul până în capăt. Sperăm astăzi să dăm și pământ până aici, să am gata terasamentul, apoi să putem începe și temelia. E bun, las-l așa. Băieți, astăzi încercăm să facem și chestia aia, că trebuie să facem ieri cu drona, să vedem exact 5 metri cum se vede din dormitor. Să văd să fie exact zidul drept. Meargă până în țărușul ăla și drept mai departe până acolo, adică să fie totuși na, cât de cât drept. Până una alta, nu uitați că și pe Instagram mă puteți găsi pe LiviuXBoca și o să postez acolo cât mai multe story-uri, mă duc jos. Hai că am un pic de echilibru. Acolo postez story-uri în timp real, cam tot ce se întâmplă aici la Căsuța de la Munte. Așa că nu uitați să dați un follow pentru că o să vedeți mai multe chestii și acolo îmi împărtășesc cu voi ideile și mă consult cu voi ce facem, cum facem această căbănuță, da? Numai câine nu pare, poate nu mă mușc. Sper să ajungă piatra aia care a mai rămas acolo, să vinem bine până în capăt, nu știu ce să zic. La ochi așa îmi dă cu virgulă, dar vedem. Ceva bolovan mai avem noi. Na, nu știu, vom vedea acum. Bă, eu cred că ajung din ce văd eu aici. Dar eu aș fi vrut să mă mai ridic cu un rând acolo. Hai că vedem ce se întâmplă. Și sperăm să ne ajungă până la urmă acești bolovani. Vă mai arăt încă o dată peisajul ăsta superb, rău de tot. Și mai facem o verificare la zid așa de la distanță, vedem cât de frumos se vede. Eu zic că arată bine, a? Voi? Până una alta, v-aș ruga să dați un like la acest clip, să vă abonați canalul Livboc Lifestyle, să activați clopoțelul, pentru că doar așa veți fi notificat dacă vreți să vedeți și alte episoade din Căsuța de la Munte. Cătălin mă ajută foarte mult astăzi sunt doar cu el aici și mulțumesc, Cătălin, pentru tot ajutorul. Mie se pare destul de drept așa. E o zi de piatră frumos care va susține doar pământul care îl voi pune acolo, de fapt, știți? Vorbeam Cătălin și spuneam ce frumos ar fi fost aici să facem noi un teren de fotbal așa, dar micuț, adică, nu știu, 10 metri lungime pe o lățime de vreo 6 metri, adică să joace 3 pe 3 oameni, să fie așa mai mult de o miuță decât de fotbal, știți? Dar na, vom vedea pe viitor ce vom face. Aș vrea să filmez chiar tot ce facem noi aici și inclusiv când vom începe să renovăm și acea căsuță. Dacă ați văzut primul episod din cele 3, am filmat chiar de acolo. Se vede un peisaj superb de acolo. Dacă o să începem să renovăm și căsuța aia, să o facem pentru a fi dată în chirie pentru turiști, așa că abonați-vă că nu se știe, s-ar putea să începem și căsuța aia. Nu m-am așteptat să fie atât de cald astăzi. E chiar foarte, foarte cald, adică vreo 25 de grade, dar aici se simte foarte cald, nu știu de ce. Cătălin a zis că la amiază merge să mâncăm sus acolo la el pe platou, la fireplace-ul lui care l-a făcut acolo. Mâncăm o cărniță bună, zic eu, nu? Până la mâncare vreau să mă gândesc oare mi-ajunge piatra asta sau nu mi-ajunge. Suntem cam aproape de final, dar nu știu ce să zic. Încă sunt în dubii. Sperăm să ajungă. În caz că nu ajunge, m-aș ridica mai mult acolo. Ori mai iau o mașină de piatră, ori... fac aici o chestie din aia, dacă tot duci drumul merge, vedeți așa. Să mai tai o bucată din drum, să fie poarta la intrare să fie dreaptă, ceva de genul. Nu știu, gândesc și eu acum mai pe loc, dar aș vrea și un sfat de la voi. Încă puțin, băieți, încă puțin și ajungem la final aici și vedem ce iasă. Hai să vedem ce a făcut Cătălin, cât de drept a ieșit zidul. Eu zic că e ok. Așa zidul.
Ford arată foarte, foarte bine. Să știți că asta se întâmplă doar pe perioada filmării, atât. În rest nu face nimic, e puturos. Hai că vine și mașinuța de golf să ne ajute un pic. Hai, Costane! Eu zic că mi-a ajuns chiar. Da, din ce în ce mai bine arată. O să mă duc să cumpăr niște sucuri, niște apă, pentru că mergem la masă acum și o să mergem sus acolo. Hai că vă arăt și vouă cât e mișto acolo. Deci peisajul ăsta este splendid, rău de tot. Mie îmi place maxim și de-aia uneori mă și plimb pe acest drum. Exact de acolo am filmat cadrul ce l-ați văzut din mașină. Ce frumos aici, ce frumos. Vrei să stai? Poftă mare, băieți. Mai la urmă. Mulțumim, mulțumim. Altă treabă, nu? Da. Auză. Ia ce are Gheorghiță aici. Nebunie, a? Nebunie mare. Avem aici o cărniță bună, bună. Și acolo avem așa vârful Giumalău. Bă, băieți, a început ploaia. Priviți cât de tare plouă în munți partea aia. Aici a plouat și aici, dar acum un pic s-a mai oprit. Mai picură așa foarte puțin. Băieți, lucrează. Deja dăm pământ pe lângă piatră. Și sper că astăzi să fie totul gata, să văd cât mai larg bucata asta de pământ. A venit și Costan și ne ajută să terminăm cât mai repede. Ia uite ce. Hai că ne ajută și el. Aici săpăm pentru parcarea aia. Și iar plouă. Cam așa arată finalul zidului. Eu zic că arată bine. Poate că mai trebuia puțin, puțin, dar e ok așa, pentru că o să venim cu pământ, nu trebuie neapărat să ne urcăm cu zidul peste platou, dar e ok așa. După ce termin căsuța de la munte, va veni un rând de piatră ornamentală dintr-un capăt în altul deasupra. Ok, am ridicat drona, hai să vedem exact cum avem view la 5 metri înălțime. În momentul de față avem 4 metri. Ok, avem acum 5 metri, exact 5 metri. Deschidem puțin la culoare. Cam așa ar arăta view la 5 metri. Avem în dreapta acești copaci care nu mă încurcă cu nimic. În față view este deschis, în stânga avem alți copaci. Cam asta e, eu zic că e ok. Se vede că plouă foarte, foarte tare pe Giumalău și era rău. Asta îmi place, că avem vedere frumoasă din dormitor. Asta e cel mai interesant, pentru că eu vreau să stau în pat să văd Giumalău, cel mai înalt vârf din Bucovina. Ok, și haideți să vă arăt cum arată peisajul și pe ploaie în Bucovina. Ia uitați! Friends already told me that I don't wanna listen. Ok, am revenit și vedem că avem mai mult pământ pe aici. Ăsta oricum se va mai lăsa, pentru că ploaia îl mai bătucește un pic așa. Și încă puțin și am acoperit absolut tot terenul cu pământ.
Abia acum vedem cât de lat este terenul. Nu mă așteptam să iasă așa mare, sincer vă zic, nu mă așteptam să iasă chiar atât de lat. O să mă încap o căbunuță foarte frumoasă acum. Așa că toată lumea, like la căsuța de la munte! Da, băieți, cam așa arată. Așa că noi o să încheiem aici acest vlog. Ne vedem data viitoare, un alt episod, cu altă lucrare. Da, 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 îi dăm pedală. Așa că până data viitoare nu uitați să vă abonați canalul Live Boca Lifestyle, să dați un like la acest clip, să dați un follow pe Instagram și pe TikTok și până data viitoare, că voi a fost Live Boca, vă pa!